A, niciodată n-am fost pretențios să am mâncare. Niciodată. Am avut două, trei chestii care... Niciodată nu ești? Acum, da, am început să fiu puțin mai pretențios la mâncarea pe care o mănânc. Dar înainte nu. Făceau oameni mâncare acasă, erau 3-4 lucruri care nu îmi plăceau. De exemplu, spanacul. Nu îmi plăcea. Așa este de real, nici eu nu pot. Spanacul nu mi-a plăcut niciodată, mi-a plăcut salata de vinete. Și acum, dacă totuși mi-a plăcut, hai să încerc să fac în alt fel, să văd. Îmi place totul spanacul. Că acum, în felul cum îl gătesc, mai simplu, cu alte arome, pot să mănânc. Dar cel făcut tradițional, nu mă l-am apărat niciodată. La Cluj se și mănâncă mult spanac. Aici, în zonele astea, nu așa mult. Nu, spanacul ăla, nu știu. Fierb mult, se face ca o pastă. Deci, erai un gurmand de mic? Nu. 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 Din contră, mâncam foarte rău. Mănânci puțin. Foarte puțin. Și se acum, și vede, de fapt. Și acum. Da. Foarte, foarte puțin mănânc. Gust, dar nu mănânc exagerat. Bun. Ai plecat după aceea din țară, ai lucrat șofer pe tir. Pe unde? Din ce țară ai? Am plecat în 2009. În 2009 am plecat pentru prima dată. Și lucram la o fabrică de... Dar înainte de a pleca, ce făceai în Cluj? Înainte de a pleca, practic, eram... Taică mi-avea o firmă de transport persoane și eram șofer acolo. De la 20 de ani am început să lucrez pe autocare. Transportam oameni. Oamenii nu vreau să se urce cu mine în mașină. Nu aveam un stat, aveam barbă, nu aveam mica și eram și mai tânăr cu vreo 13 ani. Și lumea de multe ori refuza să se urce în autocar pentru că era frică. Am făcut o perioadă și Cluj-Târgu Mureș. Da. Și am ajuns, mi-aduc aminte că am ajuns la Târgu Mureș și l-am dat jos din autocar și zice, doamna, șofer unde e? Păi eu sunt. Și începe să plângă. Dar de ce plângeți, doamna? Trebuia să ajung la Cluj neapărat, dar acum nu mai vreau să mă urc. Și am zis, uite, pe garanția mea, veniți și dați aici spatele meu și o să vă demonstrez că 10 km o să vă liniștiți. Și așa și a fost. Niciodată nu am avut niciun eveniment, am fost totul calculat, nu se putea nimic. Hai, vă aștere, lucrează.